Cea de-a treia zi de Paște a fost un prilej nemaipomenit pentru copiii din Reghin de a învăța lucruri noi. Aceștia au participat la atelierul de încondeiat ouă organizat la Muzeul Etnografic Anton Badea. Activitatea face parte din programul de educație muzeală Tradiții de Paști în Muzeu. Scopul activității este să îi familiarizăm pe copii cu lucrurile simple, frumoase și naturale, prin care să-și poată dezvolta talentul și imaginația, să învețe lucruri noi, dar să fie și un mod de recreere activă și de petrecerea timpului liber într-un mod plăcut și creativ. Am ales tema încondeierii pentru că este o săptămână cu tradiții și pentru că oul este un simbol universal, este întâlnit în multe legende, basme populare, povești și este foarte îndrăgit de copii. De aceea cred că asta o să-i ajute să învețe mai ușor. La ateliere au participat elevi cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, dar și elevi cu vârsta între 15 și 18 ani, care au învățat tehnica încondeierii de la un meșter popular din Bucovina. Hristos a înviat, vin din județul Suceava, din Bucovina, și am învățat să încondeiez ouă de la bunica, care a transmis mamei mele și mama ne-a transmis-o nouă. Tehnica încondeierii oului este o activitate care se păstrează din generație în generație în zona Moldovei și care presupune parcurgerea unor pași simpli. Tehnica încondeierii este următoarea. Se încălzește ceară de albine la un bec, pentru că ea trebuie să stea mereu caldă, și instrumentele cu care încondeiem se numesc chișițe. Sunt făcute dintr-o tăbliță de alamă. Chișița vine introdusă în aparatul unde este cald și cu acea chișiță încondeiem ouă. Dăm diferite forme, fiecare, aici copiii își fac fiecare modelul dorit, inimioare, floricele, dar noi deja ca avansați încondeiem ouă tradiționale, cum ar veni cărarea rătăcită, flori pascale, crucea păștii, crucea preotului și mai multe motive. Oul oferit în dar este considerat un simbol al echilibrului, al creației și fecundității, dar și al vieții și reînnoirii naturii.